Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Cartea Leicester The Under Foxes a fost scrisă în doar câteva luni, concomitent cu desfășurarea campionatului de fotbal din Anglia, și a văzut lumina tiparului la câteva săptămâni după ce vulpile au ridicat trofeul acordat câștigătoarei din Premiership. În primul rând simți un sentiment de mândrie, este totuși un meci internațional, primul ca un nou început întotdeauna, puține emoții, în mintea mea mă gândeam poate peste 5 ani o să pot privi la televizor un meci, să zic, îl știu, l-am arbitrat pe copilul ăla, am văzut ce poate. Am păstrat raportul jocului, peste ani să arunc o privire, să pot fi mândru că am arbitrat poate o viitoare vedetă. Și aștept altele. Este o provocare care se deschis oricând. Lucrarea redactată în limba engleză a fost întâmpinată foarte bine de microbiștii britanici, fiind cea mai vândută carte a Buzoianului, care mai are trecute în portofoliu publicații dedicate unui stil de viață sănătos. Leicester The Under Foxes îi va aduce lui Paul o vizită pe King Power Stadium, acolo unde îi va cunoaște personal pe jucătorii albaștrilor. Am ales acest subiect pentru a arăta și altora că cu puțină voință și muncă orice este posibil. Nu există un vis mic sau un vis mare atâta timp cât lucrezi spre acest vis și îți depui tot efortul să-l îndeplinești. Arbitru de ani buni în insulă, buzoianul Paul Mihalache a avut ocazia să arbitreze primul meci internațional anul acesta și totodată două dintre cele mai importante finale ale fotbalului semiprofesionist. Este una dintre cele mai mari surprize în ultima sută de ani în fotbal, poate echivalentul câștigării europeanului de către Grecia. După cum știi, la începutul sezonului avea o cotă de 500-1 pentru câștigare. Chiar și cu câteva etape înainte de final, toată lumea aștepta să scadă ritmul și să piardă titlul. Leicester The Under Foxes a fost scrisă în limba engleză și este disponibilă pe site-urile de profil Kindle și Amazon. Cartea cuprinde o statistică a stagiunii în care Leicester a devenit campioana Angliei, portretele celor mai importanți jucători, evoluția sportivă, dar și povestea care a stat în spatele succesului răsunător.